Unde e pula? Aici erau, frate. Bă, vă caut de 3 săptămâni. Unde ați fost? Bine că ne-am reîntâlnit. Mă numesc Ion Diliescu, iar a glumi în România este cam dificil. Voi vă uitați în sfârșit la știrile rap. Ne revedem în această minunată zi de Paști, o minunată sărbătoare prin care un iepure ne aduce aminte cu ajutorul unor ouă colorate că Mântuitorul Iisus Hristos s-a sacrificat pentru păcatele noastre. Ar fi trebuit să sacrificăm mai mult, ca multe păcate. A fost răstignit, biciuit, iar după 3 zile sub pământ, care prea underground a înviat din morți. Ați auzit bine? Din morți. De parcă nu știați. Deasupra tuturor, la rime, la flow. Că asta-i treaba în stradă, nu s-o înțelegi vreodată. Și când scuip câte o bucată, direct din partea tunecată. Dacă cumperi din bazar... Doc s-a lăsat de rap. Unde pleci? Ați auzit bine, de parcă nu știați. Doc a făcut public un decret pe Facebook prin care ne anunță că după albumul cu Muțu și probabil încă ceva cu CTC, se va lăsa de rap, pentru că el simte altceva, trebuie să se reinventeze, să experimenteze și îi dau o perfectă dreptate. Multe femei gravide au avortat spontan, skateri nu mai știau să dea Oli Gang Shop nu mai știa să dea skater, facem records, nu mai făceau records, toată lumea asta tip, nu, Doc, nu. Însă, cel mai mult a avut de suferit Om Bladon, care acum o săptămână a scos o piesă numită Hip-Hop Românesc, în care parcă își băia ceva la adresa lui Doc. Sunteți drapării pis, din nimic n-ați înțeles, când vă aud putu vă îngrip, parcă mi-e dor de 3 sud-est. Ia prin joint-ul, mă grăbesc să închei strofa, mă culc odată cu găinile, de 2 ori cu măta. Am văzut disuri mai tari la copiii de la Bahoi din sat când dau e better. Am făcut, bineînțeles, abstracție de flow ăsta incredibil de 1990 întotdeauna și am încercat să-mi dau seama ce îl apasă de fapt pe Om Bladon, în afară de ha și Okapi în topul. Încep să mă întăresc părerea că a depus un efort imens ca să scrie piesa asta, pe un beat low cost. Toată viața ai făcut numai low costuri, ți-ai cheltuit toți banii pe băuturi, ca să agăți femei bagaboanti, ca să te muți cu ele, ca să-ți mănânci toți bani, ca să faci piese despre ele, că-s bagaboante și-s toate la fel. E hip-hop, e hip-hop, e hip-hop protest, e hip-hop, e hip-hop, e hip-hop românesc, e hip-hop, e hip-hop exact cum am mai fost. Însă nu piesa în sine mi-a cutremurat materia cenușie, ci postările oamenilor. Nici n-au trecut bine 2 minute de când a postat Om Bladon piesa, bam, au început să curgă. Doc e o pizdă, mamă ce a dat lui Doc, s-a terminat cu Doc, ha-ha-ha, ha-ha-ha, hi-hi-hi, bă băiatule, condolențe Doc, mamă ce a dat, i-a rupt fâșul ăla original de la porc, Om Bladon de Kim, cel mai tare dis. Parcă doar un singur vers e direct adresat Docului. Și apoi, de când pula lui Self titled e mai tare, citez, mă ia cu hi-hi-hi, care semna cu ha-ha-ha, cu o întreagă piesă pe care a făcut-o Doc. O piesă sentimentală, de altfel, adresa lui Om Bladon. Piesa praf. Piesa nu e praf, adică, mă rog. Bineînțeles că am ascultat cu toți Paraziții când eram mai mici, pentru că era amuzant. Holzung gaoază, chestii de-astea, da. Oameni buni, mai ascultați, domnule, disuri, mai... Vreți să vă dau exemplu? Ponta Iohannis, Bendea cu umorul, Tudor Chirilă cu poezia, Jay-Z cu nas și pun bifuri. Una sfânta zi de Paște. Știți și voi, mă, nu trebuie să mai zic care treaba cu hip-hop. Nu știți care treaba cu hip-hop-ul? Rap-ul s-a născut undeva prin anii 80 la petreceri de fan și a continuat în 90 cu Tupac, Utenc, NWA, Biggie, Eminem, Snoop, Cypress Hill. Ordinea cronologică e impecabilă. Și o grămadă de nume mari care activează și azi, chiar la un nivel mult superior față de apogeul lor din anii 90. Deci să nu vă mai aud cu faptul că rap-ul e o muzică de golani, de drogați, de muiși, de labagii. Pa cum să nu? Tocmai că sunt niște golani și niște drogați. Bine, muiși, bolangii, nu, da? Nu vă mai drogați, mă. Mă, copile, mă. Du-te, mă, să te mai crească măta un pic, mă. Lua mea e caraolul. Man. Fii atent. Te e Caragiale. Macanache, omul tău sunt. Dar scoate-i sarmaua. Păi nu mai ai loc să mergi pe culoarele Pro TV, frate, atâția rapper la România au talent. Uite-te la văd frumos, cât e de frumos. Mai mult călare, mai puțin pe jos. Sulița-i stătea sculată, drept, se izbea de piept. Săreau, săreau. A vrut să reamintească publicului larg cine este Casanova sau cine a fost Casanova. În cazul în care nici voi nu știți cine este Casanova, pentru că poate sunteți prea tineri sau vă lasă memoria. Când eram eu în general și mergeam prin excursii cu clasa, această melodie era doșit. Ai, băgăgica la dans frumos, băgaiul necă de robii, babă, șampanie. Săraca Mihaela, cum se simțit ea lezat. După ce chiar stai liniștit, Citrix, într-o zi o vei avea. Care el a venit destin, s-a venit cu simțul umorului domnilor de la Arpă-Cord. E, ce s-a întâmplat? M-a contactat cineva, un membru, mi-a spus că umorul ăsta e exagerat, că să nu mai fac cum la adresa lor, parcă aveam eu adresa lor, frate. Parcă e Charlie Hebdo încă o dată. Nu mai voi, domnule, se glumește în ziua de-aia. Și doar am scris mare, frate, la început, pamflet, parcă dacă făceai mi-ai găinuși o glumă la cărcătaș, păcat. Revenind la repăreau asta talent, mă bucur totuși că anul ăsta nu a venit nimeni cu povestea lui în spate. Chiar dacă ai plecat de printre noi, să știi că n-am uitat când te uitai în ochii mei. Erai paralizat la pat, aveai mâinile rei și trupul parcă fără viață. Mă simțeam de parcă te vedeam ultima dată în viață. Obișnuiam să țin din mâna, vedeam... Se apropie semifinala, dacă tot ai trecut mai departe. E timpul să, nu știu, o trăvești și tu, un vecin, o rudă, să ai subiect pentru piesa de semifinală. Pentru că, după cum a spus și maestru chiar Andy Moisescu, deci primul de emoție. Dacă vă bate cumva gândul, nu ziarul, să vă înscrieți la anul, își propune să veniți cu un gram mai mult de swag. Cum să devii un swagger? Te învață neîntudilii, fii atent. Ei, salut mitică, ce faci? Te-ai săturat să faci rap și să nu vine încă prizdele în patru labe la tine? Te-ai săturat să faci rap și lumea să n-arunce ca automobile și cenți de bani bine? Probabil că faci rap-ul greșit, e timpul să devii swagger. Păi, în primul rând, despre swag, adică un fel de pseudo-genosică. Dar destul despre asta, e timpul să te transformăm. În primul rând, mitică, ce cu hainele alea? Doar nu crezi că hainele au swag? În cazul în care nu-ți permiți să-ți iei haine de la Hugo Boss, Louis Vuitton sau Louis Destinot, e timpul să-ți faci hainele în Photoshop. Cei cu blugie, mitică, arată de parcă-ți creați de Florin Busuioc pe prelandez. Turul jos, mai jos, mai jos, mai jos, atât. Bluza ar trebui să aibă un pimeu de leu perfect, o șapcă, o bandană, nu așa că nu mergi la furat în Anglia, bandana la pantaloni. Dar ce rost are foame în Somalia? Multe întrebări nu și-au rostul, îți un lanț la gât și grills în gură. Nu-i nimic, se poate improviza oricând cu niște folie de aluminiu. Va fi micul nostru secret. Ideal ar fi să ții mereu între dinți o scobitoare, pentru ca privitorul să știe că îți permit oricând să mănânci. Ideea e să încerc să fiu original, nu copia doar pentru că se poartă. Aș putea să fac o comparație cu un experiment făcut cu 5 maimuțe într-o cușcă cu o scară. La capătul scării erau: a, băi, termină, băi, vreau să fiu și eu interesant. Dar mă rog, cine este MC-ul de astăzi, vă întrebați. Foarte bine faci. Poezie recitată, învelită în ciocolată, băi, marmotul la subaltă, de la zeu la cimpanzeu, oameni buni, e releveu. Dacă nici asta nu... Yo, pace Dili, pace vouă, camarazilor. Amice, simt-o pe aceasta, amice. Ia, în harplan, trag, urmează 3 ore de pace. De binefacere, am stat departe de aceste, sau departe de carcere, sau aproape de aproape, departe de afacere, sau departe de gloate care își vând viața pe vouchere. Dar încă depresii, dau încă vina pe carnă, sau geană pe gram, geană pe geam, geană pe geană, convin substanțe pierdoți și de teamă că am șanse maxime să sfârșesc ca Amy Crowell. Da, mamă, nu prea mi-a plăcut să merg la școală când am vrut să devin un piș degenerat, degeneral, disperat de capital, descreierat de capitală, rămân poe de mahala, fascinat de boreală și văd cu ochiul liber ce ascundeți sub ambalaje. Când vremea de afară topește machiaje, usucă peisaje, desface bandaje, face bagaje când creează, se vrace de anturaje. Să vezi primăvara, interes te reperi caiete, ca toamna să culegi cuvinte pete între regrete, printre papagali care plâng după regrete. Ceață încete, linii drepte, pete încete, am înghiete. Văduve negre, iau masa la colți de baldachii de celebre, mă așteaptă cu vin, doar dacă vin printre tenebre. Joarez lumina, doar puțin, și vărs ultimul pahar cu amar, doar dacă e plin. Mă prind, doar tu pe cele sting, dar chiar dacă stric, cobor, chiar dacă mă ridic, necar chiar dacă-i fric, sureci chiar dacă fric, tot strac chiar dacă-mi prind, de la final chiar dacă-mi vin. Cine văd de drum, nimeni nu știe pe ce piste, nimeni nu vede, nimeni nu crede, nimeni nu pierde, nimeni nu listă. Amicioară ca Moș Crăciun, situația e tristă, că-ți fac cadouri, aștept, dar realitatea nu există. Cam asta a fost. Vă las să vă întoarceți la salată băf, la sarma, la o piftie, la un ou. Al vostru Ion Diliescu, cel plin de păcate, vă urează numai bine, sănătate, aveți grijă la ficat și la stomac, nu uitați să respirați și... Vreau să vă închideți ochii și să vă imaginați cum fâlfâie bârzoiul meu între fălcile voastre, mă. Parazițile.